Ne aflăm așadar pe teren medical. Aceasta ar fi, în termen de specialitate, o radiografie computerizată sui generis. Deci, delimitându-ne, ne-am oprit la unul din multiplele posibile exemple din medicina și din spațiul românesc în general, exemplu de om pentru oameni. De peste 25 de ani, de când lucrează în clinica de neurochirurgie condusă de reputatul profesor dr. Constantin Arseni și din 1981, de când conduce el însuși secția de chirurgie vasculară din Spitalul Clinic dr. Gheorghe Marinescu din București, acest om primește și preia cu un zâmbet blând, dătător de încredere și speranțe, soluționarea unor probleme ale existenței umane, probleme grave, alarmante, care de multe ori ajung până la hotarele neființei. Iar bătăliile pe care le dă zilnic, pentru că despre bătălii este vorba, presupun știință, stăpânire de sine, de multe ori dramatice încleștări, în lupta cu un dușman necruțător, strecurat nu se știe cum, în partea cea mai nobilă a ființei umane, creierul. Fiecare dimineață începe pentru el și echipa sa la ora 6. La ora 9 punct, în fiecare zi, intră în sala de operații, cu program de 2 până la 4 intervenții. Cele 20 de minute obligatorii de spălat al mâinilor, care preced orice act operator, sunt numai o parte componentă aparent mecanică a programului chirurgical. Este momentul detașării de problemele din exterior și de instalare a calmului, echilibrului, concentrării. Ca într-o misiune spațială, acestea sunt minutele dinaintea desprinderii de sol a unei nave cosmice. Intrarea în universul acestui miracol de circa 1300 de grame de materie, care este creierul omenesc, rămas pentru noi cu atâtea enigme încă, obligă la un program de zbor strict respectat și riguros exersat. Ce înseamnă pentru dumneavoastră o viață realizată? O viață realizată, consider că pentru mine și pentru alții nu poate fi considerată niciodată realizată, fiindcă totdeauna există o serie întreagă de probleme care mai avem de rezolvat. Care sunt vârfurile activității dumneavoastră profesionale de până acum? În ultimul timp, datorită tehnicii operatorii noi pe care am introdus-o, datorită microscopului operator și laserului, am putut să scad mortalitatea, sau mai bine zis, am obținut rezultate bune la anevrismele cerebrale, care se concretizează într-un procentaj de 95%. Același procentaj l-am obținut și la angioamele cerebrale mari și foarte mari, iar la neurinomele de acustic, care știm cu toții că este o operație foarte dificilă, rezultate bune am obținut până la 90% din cazuri. Deci, în afară de anevrisme, operați și tumori cerebrale. Da, operăm tot felul de tumori care sunt foarte greu abordabile prin metodele clasice. De obicei, acele care necesită utilizarea acelor tehnici noi de care am amintit, adică microscopul operator și laserul. Tumorile de fosă cerebrală posterioară, tumorile din apropierea trunchiului cerebral și tumorile de la baza creierului, care sunt foarte importante și foarte greu de abordat prin alte metode. Adică rezultatele se pot aborda, dar rezultatele sunt foarte dezastruoase. Dacă ar fi să vă raportați la rezultatele pe plan mondial, care ar fi locul dumneavoastră? Cam pe unde vă găsiți pe harta neurochirurgicală mondială? Există puțini neurochirurgi care obțin rezultate ceva mai bune decât ale noastre. Printre acestea citesc pe japonezul Suzuki, de exemplu, care
în operațiile de anevrisme cerebrale are succese până la 97-98% din cazurile operate. Și dumneavoastră aveți rezultate bune la anevrisme? Deocamdată am obținut rezultate satisfăcătoare și foarte bune până la 95% din cazuri. Dar sperăm că în viitor să scădem procentajul insucceselor, să creștem acest procentaj al succeselor până la 96 și 7 și 8. Mai ușor a fost de scăzut de la 30% la 5% insucces decât să scazi mortalitatea de la 5% la 4 sau la 3%. Trebuie o atenție foarte mare și nu numai atenție operatorii, dar și o îngrijire postoperatorii foarte atentă și minuțioasă.